Handball Club Zaloș a atins obiectivul și a obținut cele două puncte puse în joc în partida disputată în compania echipei Handball Club Municipal Roman. Chiar dacă la finalul partidei sălăjencele au obținut o victorie categorică la o diferență de 8 goluri, partida nu a fost chiar atât de ușoară pe cum o arată scorul. Fără Gheorghe Tadici pe banca tehnică, antrenorul sălăjencelor a ispășit în partida de azi cea de-a treia etapă de suspendare primită după partida disputată în luna februarie la Ploiești. Ana Maria Șomoi și colegele sale au avut nevoie de mai bine de 5 minute pentru a găsi drumul spre gol. Startul partidei a aparținut echipei vizitatoare. Carmen Stoleru a deschis scorul în minutul 3, iar Luciana Marin a mărit diferența de pe tabelă 3 minute mai târziu. Sălăjencele s-au trezit repede la realitate și numai 2 minute au marcat de 3 ori prin Valeria Beșa, Andrada Triv și Gabriela Suci, ultima punctând pentru 3-2. Formația vizitatoare a încercat să țină pasul cu echipa gazdă și au reușit până spre mijlocul reprizei cu largul concurs al Loredanei Pera și al Roxanei Rob, care au ratat câte o lovitură liberă de la 7 metri. HC Zalău s-a desprins pentru prima dată la mai mult de un gol în minutul 18, în urma golului marcat de Carmina Bădiță, care a punctat pentru 7-5. A urmat apoi o serie de 3 goluri reușite de Ana Maria Șomoi și Roxana Varga, care au dus scorul de la 10-5 în minutul 23, iar până la pauză ambele echipe au mai punctat câte o dată. Prionela Goran, oaspetele, respectiv Roxana Varga din lovitură liberă de la 7 metri pentru gazde, și HC Zalău a plecat la cabină având avantaj de 5 goluri, scor 11-5. Dornice de a obține o victorie de moral în perspectiva manșetului din cadrul fazei semifinale a Cupei EHF, zălăuancele conduse azi de pe banca tehnică de profesoara Elena Tadici au ieșit decise să presteze un joc bun și în partea a doua întâlnirii și au reușit în cea mai mare parte. Ana Maria Șomoi a marcat primul gol al reprizei secunde, minutul 34. Horobeț a replicat la faza imediat următoare, dar reușita jucătoare din Roman a fost anulată imediat de 2 goluri ale Roxanei Varga. Gulnara Garipova și-a trecut și ea numele pe lista marcatoarelor după ce a transformat o lovitură liberă de la 7 metri, iar în minutele următoare a urmat o serie de 4 goluri consecutive ale echipei sălăjene. În ciuda faptului că HC Zalău a avut o dublă eliminare și a evoluat cu 2 jucătoare mai puțin pe aproape 60 de secunde, oaspetele nu au reușit prea multe în fața apărării echipei gazdă și la finalul partidei sălăjencele au obținut o victorie categorică cu scorul de 25-17. E adevărat că mă așteptam la un joc mai dificil, însă în ciuda scorului nu mă pot declara total mulțumit. Au fost o mulțime de greșeli, în primul rând tehnice, iar în ceea ce privește partea tactică, sunt parțial mulțumit. Dacă ar fi să remarc o jucătoare, aș remarca-o pe Mureșan în poartă, care a scos foarte bine, și desigur jucătoarele care au jucat mai mult, munca care a făcut-o Beșe sau Șomoi, spre deosebire de cele tinere, care manifestă multă comoditate, ca să nu-i spun altfel. În rest, sigur că scorul ne mulțumește din punct de vedere al scorului. Punctele, de asemenea, erau foarte importante pentru, în economia clasamentului, pentru noi. Și partea de moral, ca să spun așa, pentru că victoriile fac bine, aduc alte victorii. Acum, sigur, ne concentrăm pe jocul de duminică, va fi un joc foarte greu. Următoarea partidă oficială în întrecerea internă a echipei Handball Club Zalău va avea loc peste 2 săptămâni, miercuri 17 aprilie, în capitală, atunci când Handball Club Zalău se va duela cu CSM București într-o partidă ce contează în cadrul etapei a 19-a.